Am fost la mănăstire în Moldova, e așa frumos că am zis că mă călugăresc. Nu, glumesc cum Dumnezeu să mă călugăresc. Ziceam doar că e foarte frumos la mănăstire în Moldova. Puteți să-mi spuneți, domnul feciorul, la ce mănăstire ați fost? Da, bineînțeles, am fost la Moldovița, Sucevița, Butna, Arbore, dar cel mai mult mi-a plăcut, desigur, la Voroneți. A fost frumos. A fost frumos la Voroneți. Știți că de la Voroneți a plecat în lume o mișcare care se numește Isihastă. Bine, nu originat de la Voroneți, originat de la părinții pustiei Grigore Palama, sigur că da. Dar era și Daniel Sihastru care a regăsit acest curent spiritual. Vreți să vă spun ce este Isihastru? Da. Pe vremea lui Daniel Sihastru plesnea Moldova de Isihastru care făceau Isihastru peste tot, numai Isihastru. Isihastrismul este o tradiție ortodoxă, mistică, în care repeți la nesfârșit rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Hristos. Știți rugăciunea lui Hristos? Doamne Dumnezeule, Fiul Iisuse Hristos, mă rog, miluiește-mă pe mine păcătosul, asta ce să zic. Doamne Iisuse Hristos, miluiește-mă pe mine pentru că sunt păcătos. Asta trebuie. E foarte subtilă și delicată rugăciunea asta, dacă te gândești. Nu este imediat aparent, dar se continui cea mai văzut în Moldova. Deci, la Sucevița, știți ce m-a frapat? Există grafiti din secolul XIX, chiar din secolul XVIII, pe pereții bisericii. S-au semnat toți cretinii. Dar cine s-a semnat pe pereții bisericii? Austrieți, români, dar mai mult austrieți. Veneau ca turiști, se uitau la pereți și se semnau așa, ca tâmpicii, direct pe frescă. Când m-am și enervat, am întrebat-o pe o călugăriță. Ce e acolo? Zice, niște vandalisme, vandalisme. Mai zicem de noi că suntem necivilizați. Ce este civilizat să scrizelești pe fresca veche de sute de ani? Hans sau Oscar sau Felix, 1877. Ce să spun? Mare lucru că ai fost acolo. Și încă ceva, toată Bucovina miroase toamna a frunze arse. Toată prostimea arde frunzele. Așa știu ei să facă din moș strămoș, să ardă frunzele din grădină și miroase peste tot a Cernobâl și altceva nu. În loc să faci compost din frunzele alea și să-ți dublezi terenul agricol, tu arzi ca prostul frunzele. Ce prostie! Știți cântecul acela, cântă cucu în Bucovina? Cum e? Cântă cucu în Bucovina de miroase... Nu, stai, cum e? Cântă cucul bate vina de miroase Bucovina, așa este. Nu mai ardeți frunze absolut deloc, nu mai arde frunze, fă compost, nu fi prost, fă compost. Mulțumim!